Marea Britanie și Uniunea Europeană au lansat anchete oficiale antitrust asupra Facebook, pe fondul acuzațiilor potrivit cărora cea mai mare rețea de socializare din lume folosește datele companiilor care fac reclamă pe Facebook pentru concurență neloială împotriva acestora și folosirea datelor în favoarea serviciului de publicitate a Facebook, numit Facebook Marketplace. TikTok nu protejează viața privată și siguranța milioanelor de utilizatori tineri, afirmă o organizație non-profit olandeză. Aceasta a dat în judecată platforma în numele a 64.000 de părinți. Rapoarte recente spun că datele utilizatorilor sunt trimise în China, iar prin aceasta platforma încalcă legislația europeană privind confidențialitatea. Un fost director al Huawei este judecat în Polonia în urma acuzațiilor de spionaj. Se pare că acesta, împreună cu un expert polonez în securitate cibernetică, au întreprins acțiuni de spionaj pentru regimul chinez, având drept acoperire afacerile pe care le derulau. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Marea Britanie și Uniunea Europeană au lansat anchete oficiale antitrust asupra Facebook, pe fondul acuzațiilor potrivit cărora cea mai mare rețea de socializare din lume folosește datele companiilor care fac reclamă pe Facebook, pentru concurență neloială împotriva acestora și folosirea datelor în favoarea serviciului de publicitate a Facebook, numit Facebook Marketplace. Vinerea trecută, atât guvernul britanic, cât și Comisia Europeană au declarat că vor investiga în mod independent dacă Facebook a folosit în mod abuziv cantitatea imensă de date pe care o deține. Datele au fost colectate de la aproape 7 milioane de companii care își fac publicitate pe Facebook. Astăzi am deschis o investigație antitrust oficială pentru a evalua dacă Facebook a încălcat normele de concurență ale Uniunii Europene prin utilizarea datelor publicitare colectate de la companii pentru a concura cu acestea, a declarat Ariana Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Autoritatea pentru concurență și piață din Marea Britanie declară că va colabora îndeaproape cu Comisia Europeană pentru a soluționa aceste probleme de interes mondial. Facebook spune că va coopera pe deplin atât cu investigațiile Uniunii Europene cât și cu cele din Marea Britanie pentru a demonstra că acestea sunt nefundamentate. În 2019, Uniunea Europeană a amendat deja Google cu aproape 7 miliarde de lire sterline și investigează companiile Amazon și Apple. TikTok nu protejează viața privată și siguranța milioanelor de utilizatori tineri, afirmă o organizație non-profit olandeză. Aceasta a dat în judecată platforma în numele a 64.000 de părinți. Săptămâna trecută, organizația non-profit olandeză a înregistrat o acțiune colectivă la un tribunal olandez în numele a 64.000 de părinți din Olanda și din alte țări ale UE. SOMI, Fundația pentru Cercetarea Informațiilor de Piață, susține că TikTok încalcă viața privată a copiilor, colectând date fără permisiune. Nu dezvăluie pentru ce sunt utilizate aceste date și unde sunt stocate. Raporte recente spun că datele utilizatorilor sunt trimise în China, iar prin aceasta platforma încalcă legislația europeană privind confidențialitatea. TikTok este deținut de gigantul de tehnologie chinez ByteDance și are 700 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Somi mai spune că TikTok nu protejează siguranța minorilor. La nivel global au fost înregistrate mai multe decese asociate cu așa-numitele provocări TikTok. În ianuarie, o fată de 10 ani din Italia a murit prin asfixiere după ce a participat la o provocare de sugrumare provocată pe platformă. Dowie Linders, avocat care lucrează cu SOMI la acest caz, atrage atenția. Nu trebuie subestimat riscul la care se expun copiii pe TikTok și nu trebuie supraestimate intențiile bune ale TikTok. TikTok poate părea frumos și inofensiv, dar este doar un instrument de creare de profiluri și publicitate. Părinții care s-au alăturat procesului pot primi despăgubiri de până la 1700 de lire sterline pentru copiii cu vârsta sub 13 ani. Somi spune că suma totală a cererii poate ajunge la peste 1,2 miliarde de lire sterline. Cor Vitjvliet, unul dintre fondatorii organizației SOMI, spune că problema principală nu este cea a despăgubirilor. Sperăm că în cele din urmă autoritățile vor prelua ancheta și vor forța TikTok să-și schimbe modul de a opera. Acesta este scopul final. Noi, ca organizație mică, nu avem capacitatea de a face astfel de lucruri. Este nevoie de cineva cu mână de fier, a explicat Cor Vitschviet. Somi speră că procesul va determina Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda să ia măsuri. Aceasta este autoritatea de reglementare care răspunde de TikTok și unde Somi a depus o plângere în luna aprilie. TikTok a răspuns că nu consideră că este o încălcare a legislației europene. Acesta nu este primul proces din Marea Britanie intentat platformei. În luna aprilie a acestui an, fostul comisar pentru copii din Marea Britanie, Anne Longfield, a dat în judecată TikTok în numele a 3,5 milioane de copii. Comisia Europeană a oferit platformei un termen de o lună pentru a răspunde solicitărilor ridicate de agențiile europene de protecție a consumatorilor care privesc siguranța copilului. Un fost director al Huawei este judecat în Polonia în urma acuzațiilor de spionaj. Se pare că acesta, împreună cu un expert polonez în securitate cibernetică, au întreprins acțiuni de spionaj pentru regimul chinez, având drept acoperire afacerile pe care le derulau. Cei doi bărbați acuzați de spionaj pentru China au fost judecați marțea trecută în Polonia. Este vorba de Wei Jing Wang, fost director de vânzări pentru Huawei, și Piotr Durbaio, expert polonez în securitate cibernetică. Ambii se consideră nevinovați. Datorită naturii secrete a cazului, procesul va avea loc cu ușile închise. Cei doi bărbați au fost arestați la începutul anului 2019. Administrația fostului președinte Trump a făcut presiune asupra aliaților europeni pentru a boicota noua generație de echipamente de telefonie mobilă ale Huawei din motive de securitate. Vânzările Huawei în Europa s-au prăbușit datorită campaniei inițiate de SUA. Ziarul polonez Gazeta Borgja scrie că acuzarea susține că Wang a fost spion din 2011 până în 2019. În tot acest timp el a urmărit să obțină contracte prin care Huawei să obțină informații și influență asupra sistemelor de date guvernamentale din Polonia. Dacă cei doi sunt găsiți vinovați, vor fi condamnați la minim 3 ani de închisoare. Se așteaptă ca procesul să dureze mai multe luni, Huawei a refuzat să comenteze deoarece cazul este în curs. Procesul din Polonia, intentat fostului director Huawei, ar putea însemna o lovitură puternică pentru Huawei și o schimbare pentru piața europeană. Huawei ar putea să piardă întreaga piață din Europa Centrală și de Est. Polonia este cea mai puternică economie din această zonă a Europei, PIB-ul său fiind mai mare decât al celorlalte țări din regiune. În calitate de lider, poziția dură a Poloniei față de Huawei ar putea crea un efect de domino și în alte țări din Europa Centrală și de Est. SUA au recunoscut de asemenea acest lucru. În 2019, administrația Trump a semnat un acord de cooperare cu Polonia P5G pentru a exclude implicarea în rețea a companiilor chineze de telecomunicații precum Huawei. De asemenea, fostul vicepreședinte SUA Mike Pence a spus că măsura va constitui un exemplu vital pentru restul Europei. Acestea fiind spuse, nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Ne puteți găsi pe pagina de Facebook a NTD România, iar mai nou suntem și pe YouMaker și SafeChat. Puteți asculta emisiunile NTD România și în format podcast. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire nu uitați să rămâneți informați și liberi!